Instrumentele muzicale de percuție. La început a fost ritmul. Din el s-a născut muzica. Ritmul se găsește peste tot în viața noastră. Bătăile inimii noastre au un anumit ritm. Respirația noastră are ritmul ei, valurile mării au ritmul lor. Toate zgomotele ritmice din natură se pare că ar fi stârnit curiozitatea omului primitiv, care a încercat să redea unele zgomote folosindu-se de ce avea la îndemână: pietre, bețe și chiar propriul corp. Cu timpul, anumite formule ritmice le-a folosit în diferite ritualuri. Apoi, a încercat să-și confecționeze diferite obiecte cu scopul interpretării formulelor ritmice care acompaniau mișcările din timpul ritualurilor. Astfel, au apărut primele instrumente muzicale de percuție. Acestea au suferit foarte multe transformări de-a lungul timpului, în funcție de materialele din care erau confecționate și de ideile celor care le aduceau modificări. Instrumentele de percuție se împart în două categorii: instrumente muzicale care redau sunete a căror înălțime poate fi determinată, spre exemplu xilofonul, vibrafonul sau timpanul, și instrumente muzicale care redau sunete a căror înălțime nu poate fi determinată, de exemplu, toba, maracasul sau tamburina. Timpanul este un instrument foarte vechi, fiind întâlnit în cultura diferitelor popoare antice, cum ar fi perșii, arabii, indienii sau chinezii. Timpanul este alcătuit dintr-un bazin din alamă acoperit cu o piele de vițel. În funcție de cât de întinsă este pielea de vițel pe suprafața bazinului, prin lovire poate emite sunete de diferite înălțimi. Pentru lovirea timpanilor se folosesc două baghete care, la un capăt, au niște mingi mici de pâslă. Să ascultăm timbrul timpanilor. Xilofonul este un instrument muzical alcătuit din bucăți mici de lemn de diferite dimensiuni. Acestea sunt prinse pe un schelet de lemn. Fiecare bucată, în funcție de dimensiune, redă un anumit sunet muzical. Pentru redarea sunetelor se folosesc două ciocănele din lemn tare cu care sunt lovite bucățile de lemn. Timbrul xilofonului este sec și pătrunzător. Să ascultăm timbrul xilofonului. Marimba este un instrument muzical de origine africană. Seamănă cu xilofonul, dar sub fiecare bucățică de lemn se află câte un tub de o anumită lungime care ajută la amplificarea sunetului. Atât la xilofon cât și la marimbă, bucățile din lemn sunt așezate în ordinea clapelor de la pian. Să ascultăm timbrul marimbei. Clopotele sunt un sistem de tuburi din oțel de diferite lungimi. În funcție de lungimea tuburilor, emit sunete diferite prin lovirea cu două ciocane de lemn. Ascultăm acum timbrul clopotelor. La care dintre instrumentele de percuție ți-ar face plăcere să cânți? Argumentează alegerea făcută.